Neața, dragilor, și bine v-am găsit într-un nou vlog. Este duminică și eu merg la biserică. Stai că este o pisică aici, să vă arăt. Foarte drăgălaș. Ce faci? Ce faci? Măi, pisicuțu, măi. Cine e așa drăgălașă? Da. Pisicuță. Doamne, ce mi-e de tică ești. Da. Hai că pleacă Mona. Da, e pisica mea de suflet. Sunt mai multe pisici în jurul blocului, dar asta vine la mine și mă cunoaște deja și după voce. Dacă mă aude vorbind, imediat vine. Eu m-am îmbrăcat, nu m-am îmbrăcat foarte adecvat pentru biserică, după cum bine vedeți, dar după voi merge la ceaun. Și s-ar putea să nu mai am timp să vin acasă să mă schimb. Așa că m-am îmbrăcat un pic mai sportiv. Asta este. Și o să vă iau cu mine astăzi. Fără împiedicare, faptele plăcute ție în veci. Amin. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
am ieșit de la biserică și stau puțin pe o bancă. Sunt aproape de casă deja. Cred că merg să mănânc și apoi o să merg la petrecere, la Ceaun. Pentru că mi-e prea foame. N-am mâncat nimic de dimineață. E o vreme foarte, foarte frumoasă. E așa călduț, aer curat. Nu mai bine de făcut grătar astăzi. Cred că e ultimul weekend în care mai poți să faci grătar, dacă vrei să faci. După aia, din câte am înțeles, va veni frigul. Și da, eu îmi doresc în videoul ăsta să filmez mai mult de afară, pentru că în ultimul video am filmat mai mult înăuntru. Acum sper să-mi și iasă. Ia, uite-ți ce frumos e în spatele meu. Ce frumos sunt copacii. Super nice. Da, cum e tare? Da, dar mai erau instrument. Am adus două, iau. Aia e două. Aia erau. Da. Mhm. Pe mine? Da. Ia. Mhm. Next este mine. I-arăt lui mama. Să mi-e cu asta. Ia. Îi spui. Unde ce e? Ne-a zis la Ceaun. Yes? First line. Lasă viitorul în dreptul. Nu-l lasă. Întoarce-o pe partea cealaltă. Să ne... Da, gata. Gata, dragilor, am ajuns acasă de la petrecere, a fost foarte frumos, doar că pe mine mă doare spatele foarte tare și mă doare așa tot corpul și capul. Abia aștept să mă pun în pat, trebuie încă să mă demachiez, dar am zis hai să vorbesc cu voi și să fac și încheierea totodată la acest video, cât sunt machiată și cât timp am o față de om, pentru că după aia o dau jos și mă pun în pat să mă culc. A fost foarte frumos, am prins o vreme superbă, chiar dacă a picurat așa din când în când, dar per total a fost super ok. Eu sunt un pic cu energia la pământ. Așa pățesc mereu când sunt într-un context social. Mă consumă foarte mult și ajung acasă și mă doare tot corpul, tot corpul. Deci... zici că aș avea febră, o chestie de asta. Și când mă pun în pat să adorm, fac convulsii. Sunt ca un fel de crize. Deci eu când nu mergeam la medic înainte să aflu că de fapt e vorba de depresie, credeam că e epilepsie, pentru că crizele pe care le fac seara când stau în pat și cum mă aruncă pieptul se asemănă cu crize de epilepsie. Dar se pare că, Doamne, mulțumesc lui Dumnezeu, nu este cazul, dar tot rău mă simt, e destul de nasol. Îmi consumă toată energia o ieșire de asta. La fel mi s-a întâmplat și săptămâna trecută. Am ieșit cu o colegă și efectiv am mers, am băut un pahar de vin, o ciocolată caldă și cam asta. Și am mâncat o prăjitură. Și vorbitul ăsta cu
persoana respectivă mi-a făcut mare plăcere, nu mă înțelegeți greșit, mi-a făcut foarte mare plăcere, nu ne-am mai văzut de mult timp și am rememorat chestii, doar că în același timp m-a obosit foarte tare, foarte tare. Nu știu, probabil e vorba de boala asta pe care o duc pe picioare, de depresia asta afurisită, pentru că din cauza ei mă doare tot corpul, am stări de leșină, am convulsii, na. Asta este, mergem înainte, dar nu știm cât voi mai putea să disimulez, pentru că mă obosește foarte mult, am rezistență scăzută la oboseală și dacă sunt pusă într-un context social și mai ales trebuie să stau în picioare, s-a terminat povestea, deci praf, ajung acasă pilaf, îmi vine să vomit, este un rău fizic pe care nu pot să-l explic, îmi vine să vomit, efectiv, ca și cum aș fi surmenată de la surmenaj de oboseală, deși efortul nu a fost foarte mare. Dar da, cam astea sunt simptomele cu care mă lupt zi de zi și foarte, foarte greu reușesc să trec peste ele, nu știu, să mă simt foarte obosită. Dar bine că sunt în concediu săptămâna asta, o să încerc să nu mă obosesc prea tare cu vlogurile și să îmi dau timp. Pentru că după aia va veni o perioadă grea și aglomerată la muncă. Cam atât despre ziua de astăzi. Eu mă pun să mă uit la un vlog, pentru că am văzut că a postat Irina Claudia M și știți foarte bine că eu o urmăresc. Și numai bine o să mă relaxeze vlogul și apoi cred că mă culc, mă bag în pat. Am mâncat foarte bine, deci a ieșit o ciulama, nu știu cum se zice, o tochitură, nu-i ciulama, tochitură, la ceaun, delicioasă, demențială. Și ce am observat că au pus, n-am făcut-o noi, pentru că a venit un om care știa să facă și a pus așa, ceapă, după ce s-a călit bine ceapa, bineînțeles, ulei, ceapă, ardei, roșii, și după aia s-a pus carne, dacă nu mă înșel. Și atât. Și condimente. Și a fiert așa scăzut. După aia a scăzut sosul. S-a făcut un sos delicios. Deci era un sos foarte bun. Și s-a mâncat pe rupte. Efectiv sunt plină, nu mai pot. Și am mai primit și acasă, bineînțeles. Grătar, nu știu când am să-l mănânc, e foarte multă mâncare, nu știu, e un frigider, frigiderul meu este plin, este arhiplin, congelatorul la fel, nu știu unde să pun toată mâncarea, trebuie să mă pun pe mâncat, adică n-am unde să depozitez, dar mi-a plăcut, a fost foarte fain și cam asta este ziua mea, mă duc să fac un duș, să mă culc, mă uit la un vlog și ne auzim mâine. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați la canal și să dați un like acestui video. Iar până când ne vedem data viitoare, kisses!